Dragă bărbate, te salut! Bine ai venit pe Fărăsens TV! În clipul de astăzi vreau să te ajut să ai un profil de Instagram sau de Facebook mult, mult mai atrăgător. Și de ce nu? Aceleași sfaturi poți să le aplici pe Tinder, Bandu și alte aplicații de dating pe care le mai frecventezi. Așa că dacă ești nou pe canal, nu uita să te abonezi, de click pe clopoțelul la Magic, astfel primești notificare ori de câte ori apădăm un clip nou. Iar dacă apreciezi munca pe care o facem, dă și un thumbs up. Hai să trecem la treabă! Pentru a avea un profil atrăgător pe Facebook sau Instagram, trebuie să înțelegem mai întâi ce înseamnă atracție. Cum putem să creăm acest lucru? Ok? Un bărbat atrăgător este unul care dă dovadă de simțul umorului, în primul rând. Un bărbat libertin, unul care nu este în capul său și mai ales un bărbat natural, care dă dovadă de autenticitate. Nici o femeie nu va vrea să ia loc lângă un bărbat care pretinde anumite chestii, cum ar fi poze printr-un Lamborghini și susține că e al său nu vrea nimeni să vadă falsitate. Falsitatea nu poate fi apreciată. Ok? Și falsitatea mai este și asociată cu jocul unui rol degeaba, inutil. Ok? Îți asumi un rol care nu te reprezintă. Și cu o femeie cu care vei avea o relație într-un final, acest lucru va ieși la iveală și ghiți ce se va întâmpla. Pentru a crea profilul perfect pe Instagram sau Facebook, pozele tale trebuie să reflecte cine Ești cu adevărat Mi-e greu să cred că ai o pasiune și nu poți să faci niște poze demențiale în chestia aia Dacă pentru o secundă te întrebi Ok, fără sens, dar viața mea e cam plictisitoare Ce aș putea să fac în sensul ăsta? Ei bine frate, nu te mai victimiza, nu-ți mai căuta scuze Și fă din viața ta o joacă interesantă În alte cuvinte, schimbă-ți rutina Nu mai apela la scuze Modifică ceea ce este atât de plictisitor în viața ta Poate drumul spre muncă pe care îl faci în fiecare zi Poate conține niște poze bombă Poate trebuie să schimbi acel drum, poate poți să intervii cu o activitate cum ar fi mersul la sală sau poate îți place să faci clătite. Văd din chestia asta o poveste. De asemenea, amintește că femeile vor să se ude puțin și pe cale imaginară. Da? Vor să vadă că ești în stare să transmiți o emoție, pentru că ok, ești frumos, pari inteligent, pari, pare, că ești libertin, ai simțul umorului, dar vreau să înțeleg ce trece prin cap, prin scoica asta, ce, ce se mișcă. Vreau să văd că Știi cum să descrii o emoție. Vreau să văd eu ca bărbat, mai ales când intru pe profilul tău, că este ceva demn de admirat la tine, de apreciat, că mă simt inspirat sau că îmi place dintr-un motiv anume. Dacă nu reușești să-mi transmiți asta ca bărbat mie, nu vei prinde nici femeia în vreo vrajă pe care încerci tu să o prinzi. Okay? Deci, trebuie să mai înțelegi că o femeie vrea un bărbat care nu doar este libertin, dar care o inspiră. Ea caută mereu constant un bărbat de la care poate să învețe lucruri. Dacă tu ai o viață plictisitoare, dacă tu nu practici dezvoltarea personală, nu cauți să evoluezi din punct de vedere ca bărbat, ca om, atunci ce faci de fapt? Gândește-te o secundă care este răspunsul la întrebarea asta. Ce anume faci tu de fapt? Și dacă îți dai seama că nu faci mai nimic interesant, de ce ar trebui eu ca femeie să iau loc lângă tine? Uite care e chestia. Mi-am promis un lucru mie și urmăritorilor acestui canal și anume că voi fi mereu sincer chiar dacă adevărul doare. Și de fapt, intenția mea ca să pot schimba ceva în tine este să te rănească cumva. Ceea ce spun trebuie să te atingă cumva. Ok? Și adevărul, în general, cam doare destul de tare. Ce vreau să spun e că dacă ai picat și sunt sigur că a fost o perioadă în viața ta în care ai picat în stadiul ăsta de victimizare, Trebuie să-ți dai seama că femeile nu agrează chestia asta și în general oamenii nu vor să stea cu persoane de asta. Îți dau un exemplu, eu când eșeam cu un prieten pe care îl iubeam foarte mult, îl apreciam, îl admiram chiar și de căzuse într-o stare de acest gen de victimizare, toată ziua când eșeam cu el îmi povestea de nu știu ce fostă, chestie care o înțelegi, empatizezi cu el la început, dar la un moment dat te gândești, dar de ce trebuie să mai ies eu cu persoana asta să îmi stric efectiv fiecare zi din viața mea, ok? Fă pace cu tine, dacă ești în stadiu de victimizare, gândește-te, întreabă-te ce te-a adus aici și dă-ți seama, adică întreabă-te care este alternativa în fond. Poți să rămâi o victimă, să spângi de milă, să zaci în zona de confort unde nu faci absolut nimic pozitiv pentru tine, pentru părinții tăi, pentru oamenii care cred în tine. Sau poți să iei acțiune. Gândește că până și cel care te-a creat nu te-a creat să fii o creatură slabă, confuză, prin viață și... Dacă vreodată ai observat că lumea își pierde respectul pentru tine, a fost probabil fix de asta. Atracția vine în urma unor trigăre emoționale. Gândește-te o secundă. Ai vrea să ieși cu o femeie antisocială? Ai vrea să ieși cu o tipă care pare că nu are prieteni, nu are stimă de sine? Ok, înțeleg ca bărbat, ai anumite pasiuni, mă uit la profilul tău din perspectivă de femeie și îmi zic îți place să străiești viața? Îți place să-ți exprimi pasiunile și pasiunea de asta și cu aia? Ok, îmi place. Dar mă gândesc în sinea mea, ai prieteni? Arată chestia asta prin poze. Arată că ai oameni care vor să fie în preajma ta, oameni care te susțin, care te iubesc, care se distrează alături de tine. Nu doar asta, însă, în seducție și în dezvoltare personală mai există și ceea ce numim uh, valoare înaltă a unui bărbat. E vorba de statut slash popularitate. Nu trebuie să te știi absolut tot orașul, cum vezi tu în filme, gradul ăla de popularitate, însă, o femeie trebuie să înțeleagă dacă a stat altă femeie în preajma ta sau tu ești ok doar cu prezența masculină și ești uh, cumva gheiuț? Prin pozele tale trebuie la un moment dat să apară o tipă, două, dacă nu și mai multe. Trebuie să ai poze repetate uh, cu femei. Doar să arăți faptul că da frate, ies, sunt pe dating, îmi place, am conexiuni cu femei, femeile se înțeleg bine cu mine. Nu doar prietenii. <laughs> Așa că sfatul meu pentru tine, în cazul în care nu ai poze cu tipe, pentru că abia acum ești la început de călătorie în seducție și cauți să ieși din zona ta de confort, sfatul meu pentru tine pentru a obține poze rapide este să faci selfie cu tipele pe stradă. Le abordezi și le spui că vrei să faci o poză împreună pentru că arată demențial tipa sau te-a inspirat ochii săi. Vrei să aduni câteva poze, să ai acolo o colecție cu eventuale personaje. Nu uita, ești singurul care știe povestea din spatele unui selfie. Pentru mine ca străin mă gândesc că ok, ai fost împreună cu tipa asta. Okay? Deci, aplică sfaturile astea și vei vedea rezultate uimitoare în viața ta. Dacă ți-a plăcut acest clip, îți recomand să ne lași un like pentru că ne ajută enorm și îți recomand de altfel să distribui clipul pentru că un bărbat adevărat asta face, e autentic cu sine și recunoaște faptul că e într-o călătorie în care învață. Călătoria asta nu sfârșește niciodată. Nu atingi niciodată punctul ăla în care spui ok, am înțeles absolut tot. Iar o femeie admiră foarte tare tipul care, în loc să stea pe canapea cu o bere în stânga și cu un căcat de meci în față, el caută să studieze în mod activ. Ok? Așa că până data viitoare, lasă-mi un comentariu, spunem ce ți-a plăcut la acest clip în mod special și uh, lasă-mi o idee cu ce ai vrea să mai postez, ce anume ai nevoie tu de ajutor în viața ta. Așa că te salut, numai bine!